Bună ziua, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog, suntem alături de bunica. Ce faci aici, bunica? Ai terminat bulionul, gata. Oh, Ioane, m-a plichisit bulionul ăsta tocat, nu mai poate. Zi-o, sără, a venit Olga? A venit Olga, că nu se mai poate. Nu se mai poate. Uitați, dragi. Da, prietene, mi-a spus că lipsește Olga și Bebe. Păi Olga și Bebe s-au mutat și acum la casa lor. Da, nu uitați, dragi prieteni. Nu mai locuiesc cu noi. Nu se poate. E, fără tine nu se poate. Uite că se poate. Făcurăm bulion, făcurăm crastaveți. Nu? Hai și acum facem crastaveți. Denis aici. Mă las. Ce, nu-ți place să te filmezi, eh? Nu vreau. E, nu vrei. Stai că pot să fac cu barul. Stați, prieteni, aici câte sticle am făcut pentru iarnă, provizii. Ce te-ai lipit? Bunico, dar îți mai trebuie. Prindim pe ăla. Îți mai trebuie, a? Ce să mai întrebi? Cadru. Nu mai întrebe bulion, gata, ajungem. Uite, mai sunt sticlele astea, mă. Am făcut și aici sticle, am făcut și săracila, nu mai vreau nimic, gata. M-am plichisit. Adă capacul ăla mare de la sticla aia mare, Olga. Tu ce faci aici, Luca? Uite, faci la... O ajut pe bunicuța din a. Pe bunicuța din a plecat. Acum o să iei un loc cu ei. N-ai cată, da? Da. Și ai venit, Olga, aici, la, în vizită, la aia să ne ajut, nu? Mai nu mai puteți, bunicu. Bunicu s-a supărat că nu mai dau pe aici, că l-am lăsat. Vedeți, am plecat de acasă și bunicu s-a îmbolnăvit fără mine. Vedeți? A plecat bunicu acum la spital, la moșu, al bătrân. Au plecat cu el la spital, prieteni, că nu știu, i-a fost rău. Este încă rău. Și vrei să deschizi tu canal? La bunica cu televizor. Ia, venița asta proaspătă. Nu e ea, e ea chiar așa proaspătă, că e mai așa, că e la sfârșit de sezon și na. Tata e bună. Foarte bună. Ia zi, domnul, și vrei să-ți deschizi canal, a? Da, cât de curând. În câteva zile o să deschid și eu. O să-și deschide canal și o să se înfilmează cu Bebe. Bebe, ce zici? Nu mai zici nimica? Nu mai zic nimica. Acum am venit la socrul meu, la cel mai mare vânzător de lobeniță. Vânzător de lobeniță din toată România asta. Găsim numai la el, găsim lobeniță bună, proaspătă, coaptă, dulce. Cum trebuie. Exact. Noi suntem șef pe piața de zarzavator, nu-i așa, tată? Da. Vânzători. Astăzi nu prea am mers vânzare. Am venit și eu la socrul meu, la cumnatul meu, după 6 ani de zile. A, păi na. Da. Și mi-a dat cumnatul meu lobenița aceea. Harbuz. Harbuz, așa îi zic unii. Așa îi zic, spune, da, harbuz. La... Harbuz zic numai rudarii. Ha? Rudarii zic. Nu, nu și... Nu știu pe unde, harbuz, da. Pe... Da. Și, Bebe, ce mai zici? Ai venit în vizită, da. A? Cum te simți acolo, acasă fără foarte noi? Foarte frumos. Foarte bine, ai scăpat de noi, ai scăpat de gălăgie, ai scăpat de tot, a? Păi, da, ce să... M-am mutat și m-am scăpat de voi. Îți place? Și voi de mine. Da. Îmi place. Veni, prieteni, aici acum, ce faci bunicu? Acum fac la castraveți, acum altă mâncare de pește. Mâncare de pește? Da, m-am plictisit aici. Te și eu, te crezi și eu că și eu mă plictisesc uitându-mă la tine așa. Da. Tu te plictisești numai uitându-te. Uita, dragi prieteni, câte mai avem și câte mai sunt. Și câte mai sunt de făcut. Și ce mai e de făcut? Mai este tot chitura aia, iute. Mi-e și...
N-aveam viețul de făcut, dar na, ce să fac acum? Mă apuc și fac și gata. I-am dat și lui Olga. Și a venit aici la noi. Păi na. I-am dat și eu un sac de castraveți să-i facă lui bebe. I-am dat și mie ce am mai dat. I-am făcut eu buion. O găleată de 20 kg. I-am dat și din ăla tocat 10 kg. Dar Denisa nu te ajută, vă, da? Am ajută și Denisa. Bă, da, stau un aici, dar eu ia borcanele și le pun pe masă. Da, mamă, treaba aia. E borcanele și le pui acolo, e foarte grea. Deni, mai alegem tu, mamă, de aici castraveță, de așa mai drept. Uite, sunt, mă supără castraveță ăștia, să știi. Mari sau mici? Uite, mai așa. Uite așa, dar să fiu mai drept, așa. Așa, Ioane, cu treabă, cu treabă. Așa, mă, așa, de așa mai drept, de așa. Roma, Roma. Ce faci? Ne faci concert? Geni cântă și a uită că murinașul său punea. Da. Mai uită, Geni. A murinașul punea, Geni nu cântă. Ai o melodie în cap? Las-o acolo în cap. Mai uită, Ioanea, cu ce să mai faci melunașul? Dumnezeu să-l ia. Noi nu ținem că am murit. Cont. Da. Eu nu simt că e mort. S-a dus repede, ca găina. Nu pui de găină. Dar de ce pui și conopidă? Și... Așa trebuie, ce te tot întreb? Așa se pune la castaveți. De frumusețe, Ioane. Mă. Eu te-n cordă. Văzuți ce-mi făcut Denisa? Ce? Cum... Atunci ce tu mărturi? Cum îmi vorbi, cum? Apar tot că așa trebuie, nu s-a vorbit de jos. Vreau și o felie de aia. M-am plictisit de țară, toată ziua, m-am urături, urături. Mersi. Spală, Luca, mamă. Uite, fac eu aici, Luca. Nu mai tăia tu. Uite, vine Luca și mă ajută, nipoasa mea, oricând. Da. Nipoasa, da. Bunicuța, zâna. Da. Da. Păi te ajută că Denisa nu știe să facă nimic, Denisa. Bă, lasă că vine la mine. Ce și eu cum să nu, eu știu să fac de toate. O ajung la murături, le punem pe rac și gata. Da, și că tu nu știi să faci nimic. Da, și că tu ești puturoasă. Dar eu sunt la Denisa ca la fata. Prieteni, eu mă bat cu Deni. Da, și tu ce, v-aș stai toată ziua pe telefon. Gata. Op. Au revenit, prieteni, aici Denisa face pipărcuța. Da. Ce faci, Deni? Tocă... Ardei, nu pipărcuța. Ardei, da, pipărcuța e. Pentru tochitura. Pentru tochitură? Da. Bă, dacă miroase aici, deci... E frumos, uitați. Miroase într-un fel, deci așa, iute, a... Aoleu. O travă pipărcuța asta. Da, să mâncăm mai Ardei. Mamă, se numește Ardei, nu Ardei din ăla. Ardei, iute. Eu îi zic oh. Să zicem pe limba noastră, dar românii pe limba lor nu. Da. Ia, tu ai terminat, ai făcut... Mai am. Ai făcut un lighean, a? Prieteni, să vă arăt aici ce făcură, cu murăturile. Mamă, noi facem o murături. Mă. Nu sunt în ordine, trebuie să le punem acolo, pe raft. Nu i-am pus apă, nu i-am pus picant. Trebuie să le bagi și la făcut... La fiert. La fiert. Din da. Și când le bagi? Mâine. Cred că mâine. Mâine, a? Da. Uite ce avem cumpărat de la Craiova. Ia, aici arată. Ăla e, cred, iute. Asta nu e zi deloc. Nu cred. Asta e pestișor. N-are nici gust. Asta? Da. Și voi mai băgați ceva aici în asta, în tochitura asta, mai oțet, mi se pare, nu? Aici?
Da. Uitați, prieteni, robot, am luat robot, că ați comentat că n-avem robot. Da, n-au comentat. Dar voi aveți? Denis, să taci. Lasă să ne întreabă Denis de ce spun vorbesc la adresa noastră urât. Da. Așa vorbesc, pentru că suntem persoane publice și noi ne... La toată lumea. La toată lumea sunt așa, bunicul. N-ai ce să faci. Apoi n-ai din să n-ai, nu-ți place, nu îți place, nu-ți place, asta e. Așa. Da, acum despre tine ce, de ce să nu vorbească urât? Acum asta e, de toată lumea. Dar ăștia care vorbiți urât, îi lăsăm în pace. Ăștia care vorbesc bine și ne subțin, vă iubim și vă respectăm. Și vă mulțumim. Din ce, dar ridică-te și tu și iată. Nu mi-e iar de tot roșu. Denisa, Ale. Umit, ardeu, drept. Nu e drept. Dar cum e? E strâm. Na. Uite, mai avem aici, facem o făcătură, dă-ne ustură și limba. Da. Mamă, mâncăm cu carne, cu ustură. Cu de toate cu mâncare. Friptură la iară, cu moacu. Prieteni, dar nu știu, voi faceți o chitură din asta, cred că fac și prieteni. Toată lumea face. Toată lumea? Da. Doamne, toată lumea face murături de ăștia. Păi știu că toată lumea face, dar zic o chitură din asta, cum facem noi, iute. Unii fac, unii... Poate unii nu fac, poate alții fac și nu. Oricare, mamă, faci. Oricare, a? Da, toată lumea. O să faci și o sâmbătă, pe sâmbătă, nu? Faci și tu sâmbătă? Nu știu, sigur, ce faci mândra. Doamna Rad. Vezi ce știi numele? Nu te mai știe numele. Mândra lui Tomiță. Vedeți că poate vede vlogul și... Și ce ne face? Vă bate. N-a spus nimic de rog de mândra. A spus cum o cheamă. Doamna Radu. Radu. Spune-mi tu, doamna Radu, mă cheamă. Care-i problema? Doamna Radu Florica pe tine te cheamă. Care-i problema? Da. Nu e nicio problemă, doamna. Dacă vede ce... Mă nu prea urmărește vloguri, iau Facebook-ul, TikTok-ul. Da. În fine, lăsați-o pe doamna pe blocul. De doamna mândră. Da. Doamna mândră, nu vine să ne ajută și pe noi. Lovioară buba în gât să o lovească pe doamna Radu. Prieteni, am revenit. Cam gata, am terminat. Mai e jumătate de ladă, dar n-a. Am terminat și cu ardeiul ăsta, uitați pe aici, doamne, pe aici, nu știu cât am stat pe el. Dar ce iute, Ioane, mă ustură mâine, eu nu mai pot. Ce dracu să fac? Prieteni, cam atât a fost cu acest vlog, să nu uitați să vă abonați, să ne dați și nouă un like. Ne revedem mâine la un nou vlog. La revedere!